Iată, peste două săptămâni, da, peste două săptămâni, vom fi chemați la referendum, unde trebuie să spunem un da limpede clar. Cui? Normalității, firescului, moralității. Când eram mic, nici se pomenea de asemenea păcate. Doamne fere să gândească cineva la așa ceva. Cine cugeta atunci, că domnule, va ajunge acest popor român să meargă să voteze, că domnule, taina căsniciei nu este altceva decât întâlnirea dintre un bărbat și o femeie într-un Hristos. Căci aceasta este. E bine, iată că am ajuns să spunem să mergem pentru așa ceva. Aceasta arată nu altceva decât căderea societății noastre și în mod deosebit a umanității, a Europei. Este o cădere de la firescul cel dat de prea bunul Dumnezeu. Este o cădere de la mintea limpede și curată. Este o cădere de la normalitate. E bine, a citi cuvintele Sfintelor Evanghelii nu înseamnă altceva decât a avea limpezime a minții, a cunoaște, a avea acea stare de lumină lăuntrică.